MOLFUTBOL.COM. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Да, un meci tensionat. S-a simțit tensiunea că este primul meci din campionat. Ambele echipe au avut o dorință foarte mare. A fost și pericol, a fost și multe greșeli, a fost un meci pe emoții. Dar noi am avut ocazii din prima repriză care am putut să le marcăm. Același Viorel le-a avut și la sfârșit a marcat-o tot el. Felicit, a ajutat echipa. Da, desigur este important. Pentru orice echipă este important să înceapă bine, cu piciorul drept. Este foarte bine. Am jucat bine săptămâna trecută cu Zimbru, dar, să spun sincer, mă așteaptă mai mult de la acest meci. Posibil emoții, prea multe emoții, greșeli unde n-am fi greșit într-o situație normală. O să analizăm, mai avem mult de lucru. Rezultatul e bun, dar ce este legat de conținut de joc, mai avem de lucrat. Avem de progresat. Trebuie să muncim. Mulțumesc de achizițiile din făcute în intersezon? Da, sunt întăriri. Au plecat și jucători importanți, de bază. Da, dar au venit jucători care au ridicat nivelul echipei și sunt la momentul dat, sunt mulțumit. Sperăm că băieții să continue să progreseze, să ajute echipa. Crește situația politică. Mai este în rând de avansare, pentru că nu l-am văzut astăzi nici Nu. Nu vreau să discut situația asta, este conducerea, să discute ei cu chestiile, cu transfer, contracte, documente. Eu fac treabă de antrenor. Revenge a confirmat asta, să așteptările sau v-ați așteptat mai mult de la el? Da, am muncit bine. Da, puteam mai bine. Eu știu că el poate mai bine, dar mă aștepta mai mult. Eu de la toți mă aștept mai mult. Dar aș ca bine, am muncit pentru echipă, a făcut un joc bun, a ajutat băieții. A ajutat echipa, asta e cel mai important. Eu cred că o să vină și pasele de gol și golurile de la el. Ne așteptăm. La un moment dat, în sezonul trecut, Primac era aproape chiar să încheie cariera de jucător. A spus că nu mai discutăm cu staff tehnic, dar la speranța revenit. Și acum vedem la o vârstă înaintată și titular și integralist și marchează. Da, a fost o problemă de adaptare la moment. S-a întâlnit cu unele dificultăți mai noi, unele chestii tactice care nu le-a văzut până atunci și a fost greu un pic să adapteze și era un pic așa încurcat, dar acum s-a adaptat, înțelege tot ce are de făcut și se simte perfect în echipa asta și datorită acestui fapt că s-a adaptat, deja ne poate ajuta pe toți. Startul sezonului este și perioada când se pun scopurile pentru noul sezon. Da, scop, dar ce să vorbim despre scop? Scopurile sunt clare la toate echipele în divizia națională. Nu mai vreau să discut foarte mult. Toți vreau cel mai mult și e normal. Oricare echipă merită să-și pune obiective mari. De ce nu? Ce avem de pierdut? Dacă nu îți pui obiectiv, atunci ai ce pierde. Pierzi orice, dar dacă îți pui obiectiv mare, bine, n-ajungi, dar măcar n-ai ce pierde. Oricum, ce să faci? Oricum, începem de locul 7 de an trecut și luând în considerație, nu trebuie să menținem titlul, să avem doar de câștigat, echipa noastră doar de câștigă la sfârșitul acesta. MOLFUTBOL.COM. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.